Neața! Mai țineți minte când am făcut 11 PC-uri? Nu chiar așa de mult timp în urmă. Păi astăzi construim 5. Astăzi construim 5 și sunt niște PC-uri mai speciale, puțin tel. Nu pot să vă spun prea multe, decât că sunt un piculeț mai speciale. Astăzi le construim, atât, punct, iar într-un video peste vreo câteva zile mai încolo, o să le prezentăm și o să spunem despre ce este vorba, o să facem câteva teste și așa mai departe. Dar astăzi le asamblăm. Așa că dacă vreți să vedeți, vreți să vă pierdeți un piculeț timp din ziua de astăzi uitându-vă la mine cum asamblez 5 PC-uri, nu aveți nimic de făcut în afară de a vă lua un popcorn și un suc acolo sau știu eu ce și să stați acolo pe canapea și să vă uitați la mine cum construim astăzi câteva PC-uri. Este o configurație foarte decentă, este o configurație pentru gaming, este un sistem ce-l facem cu un motiv bine întemeiat, despre care, după cum am spus, nu pot să discut foarte multe, vom discuta în clipul următor. Așa că ne apucăm de treabă. Componente pentru toate cele 5 PC-uri aici pe masă, mai puțin carcasele. Carcasele nu avea rost că dacă puneam 5 carcase pe masă, nu mai aveam loc de componente. Așa că am pus doar una singură să se vadă. Nu am făcut niciodată un PC într-o carcasă cu dita mai două mari fenuri de 200 pe față, care sunt și RGB. Oh, ce bine va arăta! Carcasa este de la Ryzentech, tempered glass pe ambele părți, deci trebuie să facem wire managementul ăla așa ca la carte, cum îmi place mie, iubesc când este masa plină cu componente, frate, cu gadgeturi, cu chestii, trăiesc pentru chestia asta. Deci trăiesc pentru tehnologie. Wow! Sunt mai multe pentru care trăiesc, dar una din ele e tehnologia. N-am mai purtat halatul de ceva vreme bună, așa că s-a cam șifonat un piculeț, dar este un statement, este un simbol. Halatul, în momentul în care le iau pe mine, știți că facem ceva frumos când fac chestia asta. Trebuie să rămână așa o tradiție. Bun, despre configurație, pentru că sunt deja sigur că deja știți. Se poate citi pe fiecare dintre cutii. Deepcool, GameStorm, Kessel 240 RGB V2. Ăsta este AIO-ul ce va răci procesorul. Ryzen-urile astea frumoase. Ryzen 5 3600X. Stocare, două SSD-uri. Un M2 pe care o să-l folosim pentru Windows, este de la Western Digital, este green, de 240 de giga, ăsta, după cum am spus, va rula sistemul de operare și avem câte un SSD pentru fiecare sistem de acolo, tot un Western Digital blue de 500 de giga pe care vom instala toate jocurile alea zemoase. Câte un kit de 16 GB DDR4, bineînțeles, de Corsair Vengeance RGB la 3000 de MHz. Toate componentele le vom instala pe plăci de bază de la Asus, este vorba despre Prime B450+, iar pe partea de placă video, GPUs, baby, am mers pe 2070 Super. Aș fi mers pe seria 3000, însă cu problema stocurilor am avut doar bătăi de cap. 8 GB o placă, mai mult decât decentă să-ți ducă toate jocurile pe care vrei tu să le joci în momentul de față. Corsair CX650M sunt sursele, semi-modulare, negre, perfect așa incognito pentru sistemul ăsta și o să punem și un pic de RGB, pentru că trebuie. Pentru că așa dictează natura, cât un chip de benzi de LED-uri RGB 200 Pro de la Deepcool. Deci acum că știți configurația și sunteți împăcați cu specificațiile PC-ului, trebuie să scoatem totul din cutii, pentru că avem ceva de scos din cutii, aș putea spune liniștit. Bine, că o să scoatem doar CPU-urile de la procesor, pentru că nu folosim ventilatoarele stock. Așa. Le scoatem pe toate afară, tot, asamblăm ce putem pe masă, după care ne apucăm să băgăm în carcase toate treburile și va dura puțin toată treaba asta, ceea ce mă face să cred că cea mai optimă variantă pentru voi de a lua parte cu mine la evenimentul ăsta, dacă pot să-i spun așa, este să facem primul PC și celelalte patru să le facem într-un timelapse sau ceva mai rapid, pentru că nu o să stați voi aici alături de mine până construiesc eu 5 PC-uri, poate să-mi ia o zi și ceva, nu? Pentru că totuși sunt 5. Nu le faci chiar atât de ușor, trebuie făcute cum trebuie. O chestie pe care nu o să o facem și o să o specific de acum de la început este să le ducem până la capăt în clipul de astăzi. Pentru că lipsește ceva ce va fi introdus în sistem, va fi pus în carcasă data viitoare, pentru clipul următor, care este practic finalul acestui proiect. Vin sărbătorile în curând, câteva experimente de alea frumoase, așa cum v-a plăcut vouă și cum vă place. Sunt și ele pe vine, sunt plănuite acolo cu ideile în folder și așa mai departe, totul cum trebuie. Doar timpul de execuție văd că s-a amânat un piculeț. Cea mai lungă șurubelniță din lume. We down and the fourth one down. Intel și AMD. Dacă cumva există printre voi cineva care nu știe să facă un PC și vrea să învețe să facă un PC, nu clipul ăsta este cel potrivit. O să las în descriere un clip complet cum să construiești un PC de la A la Z, de la
0 la finish, de la început la sfârșit. Frumos, aici la locul tău. Doar un piculeț strâns, nu e nevoie de forță. Momentul să instalăm la pistul Resistance, și adică acest riser mic și verde pe care dacă îl scapi s-ar putea să dai niște bănuți frumoși să-l înlocuiești, nu? Nu, colțișorul vine în partea aia, deci așa. Frumos. A1 și B1. Instalăm și plăcuțele de RAM, pe care probabil ar fi trebuit să le instalez după ce băgam placa de bază în carcasă, dar nu este nicio problemă, pentru că dacă nu pot să fac ceva de le pot da jos. Și acum vine decizia mea în cumpănă, să spun. Să asamblez toate plăcile de bază sau să asamblez PC-ul ăsta și pe urmă să vin cu următorul. Parcă mi-e lene să desfac toate nebunile astea de aici, să umplu pe masă peste tot, așa că, da, mergem pe varianta a doua, și anume instalăm prima dată primul sistem. Foliile nu o să le dăm jos de pe ele deloc. Mamă, nu pot să desfac șurubelul. Bă, Cipi, dar ce ești așa misterios astăzi? Nici asta nu pot să vă spun. Damn, cât a fenurile, frate! Mari fenuri. Aparent trebuie să mai facem un pic de pre-wire management, pentru că nu-mi place pe unde sunt trase firele, ce vin, muvele ce vin conectate direct la header-le pentru fan. Nu înțeleg de ce, pentru că cele RGB au mers pe unde trebuie. Deci firele de RGB, cablurile de RGB ce pleacă de la fanuri, au fost băgate pe unde trebuie. În schimb, celelalte pentru conexia ventilatorului în sine au fost lăsate acolo aiurea. Dar s-a rezolvat. Remove before installing. Ce bucuros sunt. Nu știu ce bine mă simt când îmi imaginez și realizez faptul că de la hardiscurile alea uriașe și grele și mici, mici în sensul de capacitate, bineînțeles, s-a ajuns la nebuniile astea de SSD-uri, frate, care sunt doar un pic. Și când mă refer la doar un pic, nu vorbesc de cele SATA. Mă refer la M2-uri. Este din nou unul dintre build-urile în care nu pun hard disk. Nu cred că m-ați mai văzut pe mine să fac un build cu hard discuri de multă vreme. Am mai specificat chestia asta. Eu nu mai pun în, de, efectiv nu mai pun în build-uri. Nu. Deci singurul mod în care văd viabilă opțiunea de a pune un hard disk într-un sistem este dacă ai nevoie de storage mult. Și nu mă refer la gaming 1 tera sau 500 de giga. Mă refer la 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20 de tera. Atunci merită. În schimb, pentru gaming nu văd rostul. Suntem în 2020, nu ai ce să mai cauți cu un hard disk într-un sistem. Nu o spun în mod de a da cu parul. Ideea este că un hard disk îți trage sistemul în jos. Orice ar spune oricine, dacă vei face niște teste, vei vedea că în momentul în care faci gaming de pe un hard disk, oricare ar fi el, că e SSHD, că e hibrid, că e ce vreți voi, efectiv nu ai aceeași performanță, nu ai același nivel de performanță pe care ți l-ar putea oferi un SSD. Așa că, nu știu, aș prefera să mergi în loc de 1 tera sau 2 tera hard disk pe 500 de giga SSD. Deși diferența de preț nu cred că este chiar atât de mare. Dar, na, înțelegeți ce vreau să spun. Vitezele de accesare, vitezele de loading în jocuri sunt incomparabile. Deci nu pot să cred că încă mai vedem chestiile astea pe plăcile de bază în 2020-2021, mai un pic. Ce frumos, vom plasa noi radiatorul ăsta aici, dar cu fenurile pe interiorul radiatorului și vor împinge aerul din interior afară. Am văzut sistemul ăsta asamblat doar în imaginația mea. Va fi destul de frumos pentru că are o grămadă de luminițe și nu prea ar avea motive să nu fie frumos. Următorul tot cu firele în partea de jos și cea mai enervantă conexiune la un PC, chestia asta. Deci nu pot să înțeleg, sunt de fiecare dată în aceeași parte, în aceeași ordine. Ai power LED plus minus sus, hard disk LED dedesubt, power și reset. De ce nu le faci o singură mufă întreagă, să o bagi odată? Te chinui cu una, două, trei, patru, cinci mufe. Come on! Wire management o să facem după ce am instalat totul. Urmează placa video. Frumos. Asta este partea din interior. Partea din exterior nu o dăm jos. Și primul PC este gata. Pe urmă continuăm cu un timelapse și le facem și pe celelalte să fie pregătite. We'll be right back.
Gata, gata. În sfârșit, sunt pregătite. După cum am spus, nu în totalitate, pentru că mai avem ceva de făcut în ele, după care vom face wire managementul, vom închide tot frumos side panelurile și așa mai departe. Practic, na, în episodul următor o să vă explic ce este cu sistemele astea, de ce sunt surpriză și na, practic veți înțelege întreaga poveste. Dar ăsta a fost episodul de astăzi. Le-am asamblat, totul este conectat în partea din interior, rămâne doar wire managementul și ce mai avem de făcut. Așa că... dacă sunteți curioși și vreți să vedeți ce se întâmplă cu sistemele astea, apăsați clopoțelul, mergeți acum și apăsați clopoțelul, aștept. Vă aștept până faceți chestia asta ca să putem să continuăm. Chestia asta nu merge niciodată. În fine, ideea este că trebuie să apăsați clopoțelul, să primiți notificarea pentru că va veni în vreo câteva zile. Următoarele zile vor fi pline de videouri. Ați văzut și ieri, am postat două. Astăzi cred că tot două, mâine cred că tot două. Se apropie Black Friday și odată cu el vin și o grămadă de chestii pe aici, pe la mine. Mai am vreo câteva și le-am terminat. După care ne apucăm de experimente și nebunii de alea de care vreți voi să vedeți mai multe. Am auzit strigăturile, strigările, plânseturile. Nu mai lungim clipul, că este destul de lung. Așa că, după cum am spus, apăsați clopoțelul și o să vedeți partea a doua în vreo câteva zile. Vă doresc o zi bună, de fapt și mai bună. Tocmai acum am realizat, dacă spun o zi bună, ar însemna că voi aveți o zi rea. Și vă doresc eu o zi bună. Dacă spun o zi și mai bună, ar însemna că deja aveți o zi bună și vă doresc eu să fie și mai bună. Și dacă nu bună, vrei să fie bună. Am dat-o în aiurea acum.